Mișcare nouă în frontul culturii arădene. S-a aprobat înființarea Centrului Cultural Municipal Arad. Instituția nu are încă o conducere, dar are un sediu în care își va începe activitatea săptămâna viitoare. Necesitatea acestei reorganizări este urmarea faptului că strategia în domeniul cultural a municipiului Arad se reorientează către o mai bună promovare a valorilor culturale arădene în circuitul european, național și internațional, iar în forma în care exista acest serviciu nu putea face față acestor atribuții. Aici, în fostul sediu al Direcției Fiscale din cadrul primăriei, din zona teatru, se fac ultimele pregătiri pentru amenajarea sediului pentru acest centru cultural municipal. Centru cultural municipal care va avea o organigramă cu 30 de oameni, însă din cele informate din partea primăriei nu este vorba de noi angajați, ci de angajați din compartimentul cultural al primăriei, dar și din alte compartimente care au fost reorganizați în cadrul acestui centru. Instituția are ca obiect de activitate organizarea de evenimente culturale pe raza municipiului Arad și colaborarea cu celelalte instituții culturale din oraș. Bugetul va fi format în cea mai mare parte din subvenții de la Consiliul Local, dar și din sponsorizări. Urmează ca în scurt timp să fie organizat concursul pentru desemnarea conducerii centrului, iar aceasta să întocmească planul de management, după care să fie votat bugetul instituției.